Adina Flora rămâne alegerea ministrului justiției pentru șefia DNA. Tudorel Toader a trimis astăzi oficial propunerea la Palatul Cotroceni. Astăzi am transmis către președintele României următoarele propuneri de numire în funcții de conducere. Adina Flora, procuror șef DNA, Elena Georgiana Hosu, procuror șef adjunct DICOT, Florena Ester procuror șef la secția de resurse umane și documentare din cadrul pachetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție, a scris ministrul pe Facebook. Săptămâna trecută, Adina Flora a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii după interviul susținut în fața a secției de procurori. La rândul ei a criticat activitatea DNA de până acum și a susținut că instituția s-a ocupat prea mult de dosarele de abuz în serviciu și nu de cele de corupție la nivel înalt. Noile legi ale justiției stabilesc că președintele poate refuza o singură dată și motivat o propunere a Ministrului Justiției pentru o funcție de conducere a DNA, DICOT și parchetului general.